Salutare, bine ați venit la un nou episod, suntem cu italienii și da, trebuie să urmărim pe Baby Moise. Nu uitați de butonul de like, subscribe și hopa, am văzut avut că se începe să tragă. Băi, dacă l-am înțeles să atrag în el, mă. Trage, mă, trage! Nu înțeles, trage, 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 dar... Băi, dar dacă... Ar avea și asta o preciză, mamă. Să duc un meci de Sonos Room. Vorbim. Numai că nu prea are viteză. Păi, dar până unde trebuie să merg, mă? Mamă. S-o cam lovit un pic. Hai, du-te, du-te, du-te. Du-te, bro, du-te. Mamă. Pe, da, s-a întâmplat, asta e. Mamă, cum arată mașina asta. Hai că poți să stai dacă e. Să vede și ceva dacă e. Bă, apropo, sunt păsări de urmă pe România, vă aștept și pe voi. O să pun link Discord-ul lor în descriere, plus probabil cum să vă conectați la acest server IP-ului. Și da. Let's go. Să le bloc. Mamă. Unde-i? A. Ce repede să duc ce ăla cu mașina, mă. Bă, da, eu... A. Serios? Am înțeles. Mamă. Bă, să nu picăm, mă. Bă, să nu picați, mă, nebunilor. Nu picați, mă, nu picați. Am înțeles. Au. Stai că la mine mai par cumva. Hai că nu pot să și palmen... Nu, să și dau... Am înțeles. Fugi, pune înapoi în teacă și hai. Du-te, dică du-te, fu, ce greu mi-e. Fu, mamă, eu încă mai și sar. Am înțeles. Aaaa! E tot timpul așa, nu nimerim, mamă. Am înțeles, ăla s-a dus pe dincolo. Ce-l iau după jos? E... Tău. Hai că tu sare în viața rea așa pe munte care... Dă-mă pe aia. Să-mi scotăm armele. Încet. Unde-i oare? Gen unde-i? Mamă. Hai să luăm repede cover. Unde-i? Hai că-l prindem dacă... Hai că-l prindem. Mamă. Aaaa? Am înțeles. E mai în față, mă, e mai în față. Stai să nu lăsăm urme. Am înțeles, stai că trebuie să... Să mai calmeze. Mamă, să trage supra noastră, fugi! Du-te, dică, du-te! Am înțeles, stai că... E bine, bine. Hai să avem mașina, avem de toate. Așa... Mauleu! Bebe, uite, prădate! Oh, capul! Au, poate îmi dă una în cap. M-am dus. Mâinile sus! Nu te apropie așa de mine, mă. Nu trage. Băi! Urmează-mă mai repede. Trebuie să lasă arma jos. Lasă-l mai jos, ca să nu te împuși. L-am prins, guys. Aici, ușor. De pe aici. Sus, mă, băule. Sus! Cred că o pică jos. Dar eu o iau pe aici.
trageți. Mai repede. Hai. Ce fel a făcut ăla? Hai. Hai mai repede. Hai mai repede. Doar mai repede. Na, șeful, nu mă... I-am prins, bă. Hai mai repede. Planul nostru a fost reușit. Bravo, italian. Ce-a zis, planul sau clanul? Ia o pastilă, că ai un pic de gâtleș pe acolo. Nu are ce ține. E. Stai tu. Să mai întâmplă, mă. Ți-a ajuns sfârșitul. Bă, câtă încredere am avut în tine. Știi vorba aia. Șarpe, tot șarpe rămâne. Am înțeles. Băi, du-te mai încolo, că ți-o dau una cu arma asta de noi avem probleme. Așa, du-te acolo. Ce fă un bebe, mă? Ai fost prins? Băi, Andrei. Am avut mare încredere în tine și uite-te și tu ce mi-ai făcut. Și nu e prima dată când faci asta. Bă, ți-am zis să vorbești? N-ai dreptul la argument. Ce faci, mă, George? Și tu ești cu ei, mă? Nu. Mamă. Bă, l-ați luat și pe ăsta cu voi? Bă, ăsta vine pe George. Bravo, George. Bravo. Ce nu încheie acum? Și tu, bebe. Cred că a făcut în locul meu. Cred că el trebuia să-l dau. Ce faci tu, mă, bebe? Andrex, când trec. Tu credeai că tu erai prieten cu mine, ai vrut să fii niciodată. Nu. Băi, data viitoare să nu te mai apuc cu mine. Hai, că trebuie să-l aruncăm. Să-l omorâm. Hai, ridică-te în picioare și tu, George. Chiar dacă i-ai dat un pumn, ce vrei, bebe? Șarpe ce ești? Tu știi că niciodată n-ai ieșit bine din astea. Bebe, nu-mi pasă. Treci. De ce mă trădezi iarăși, șarpe ce ești? De ce? Ți-a ajuns sfârșitul. Nu-mi pasă. M-ai ținut ca un câine. Eu merit să fiu lider la mafia curcubeu. Tu nu meriți. Tu trebuia știi să-ți pui o pereche de șosete în picioare și tu vrei să fii lider la mafia curcubeu. Mam. Băi, șarpe ce ești? Bă, ți-am să mă comentez că-ți mai trag un pumn. Nu trage. Anders, când tragem? Nu trage, Andrei. Știi ce ai de gând să faci cu mine? Să te omor acum pe loc, de ce crezi? Adu-l acolo, adu-l acolo. Ai nevoie. Da. Ai nevoie de mine. N-am nevoie. Hai mai repede. Ai nevoie de mine, Andrei. În orice ce vei face, ai nevoie de mine. Mereu m-ai ținut ca un câine. Tu nu realizezi asta, dar mereu m-ai ținut ca un câine. Ai făcut tot ce ai vrut din mine. Când sunt cu italienii, mă simt foarte liber. Nimeni nu mă insultă. Și de asta am decis să iau locul de lider, să te omor acum și să mă ales cu mafia italiană. Oare va face chestia asta? Băi, Andrei. Ascultă-mă. Ascultă-mă bine. Ascultă-mă bine ceea ce spun acum, că ai fost ca un copil pentru mine. Bă, am avut grijă de tine. Am avut grijă de tine. Te-am ajutat. Nu te uita așa urât pe mine, că am fost prieten bun, am fost și mai bun prieten din acest oraș. Mamă. Și ce mai bun prieten? Am fost și mai bun prieten. Bebe. Cum poți să-mi faci una ca asta? Știi cum e vorba aia? Brânza-i pe bani. Ai dat un pic de putere și mă dai la o parte imediat. Nu te-am crezut în stare de așa ceva. Băi, tu ai fost ca un copil pentru mine, te-am crescut eu de când erai mic. Eu sunt lângă tine. Dar tu ce ai făcut? Ai ți-ai luat putere la mafia curcubeu și mă tratez ca un câine. Andrei. Deci un Andrei. Deja m-am săturat și a venit momentul. Tu ești cel mai bun din mafia curcubeu, Andrei. Ai fost întotdeauna cel mai bun din mafie. Întotdeauna m-am bazat pe tine. De ce vrei să-mi faci una ca asta? De asta mă numești bombalou mafie.
mai multe chestii de astea. Și nu mai găsi scuze că nu mai induci pe mine în eroare ca să nu te mai omor. Să nu crezi că scap din toată chestia asta, că tot o să mor. Ce ai de gând să faci cu mine, spune? O să mor tu astăzi, te duc și o să te împing și ai să mor. Bebe Moise, tu ai crezut că eu am vrut să fiu prieten cu tine? Era tot cu mine, toată lumea se întoarce împotriva lui... A avut încredere în voi. Acum totul se întoarce împotriva lui Bebe Moise. Hai, du-te, du-te acolo. Hai mai repede. Trebuie să o iei la dreapta, că nu te arunc de pe ăsta de... Ia-o dreapta, dreapta! Trebuie să sar acolo, mă! Hai să vezi de unde. De acolo, de pe... ăla, de unde am văzut un mesaj și nu prea... Cumva, când eram în depresie. Am înțeles. Au! Mamă, te-ai ușor! Mamă, ce bine s-a dus! Da, să las arma și să iau pistol. Hai că mergem încolo frumos. Mamă, ce loc! M-a luat sfârșitul, bă! Mua. Ce loc o să te plouă, mă! Am înțeles. Aude! Și cum Andrei. Andrei! Da! Stai și eu un pic. N-am greșit ceva. Doar atâta sper, zic că n-am greșit ceva. Știi că îți dă bani direct. Păi n-am greșit, că am făcut ceva, nu era nervos, ai văzut? Băi. Gata. Cred că pune muzica. Ar fost cel mai bun prieten al meu, Andrei. Andrei, mâinile sus. Aolo. Mâinile sus. Ma, ce se întâmplă aici, mă? Aolo. Bă, băi, Daniel, tu ești cu ăștia. Normal că sunt. Cu Bebe Moise. Băi, lasă-l aici, lasă-l aici, italiene! Foai, ce m-am speriat! Dă-l în spate și pune-l în genunchi. Ce ai, mă? Pune-te în genunchi acum. Pune-te în genunchi, șarpe, ce ești! Nu trage, nu trage. Pot abține să nu... Pune-te în genunchi, că te omor aici, zbor creierii chiar acum! Gata, gata. Băi, șarpe, ce ești? Am înțeles. Cum ai putut să faci una ca asta? Bă, tu ești șarpe, că vrei să mă ridic acum și să te da, bat. Și... De azi că partea cu nu mai trage italiene, că și tu ești un șarpe, m-ai trădat. Cam doi strădători. Andrei, glumesc. A fost un șarpe tot timpul. Eu nu știu cum am putut să am încredere în tine, să te țin alături de mine. Și te-am cărat atâta în mafia curcubeu și am avut atâta grijă de tine. Și tot timpul te-am salvat și te-am ajutat. Nu ți-amintești când pentru ce? Eu cu bun gust, dar tu nu ți-amintești. Și acum mă tratez ca un câine. Nu ți-e rușine. Ți-am dat oameni pe mână, toată mafia italiană era... Și tu umblai cu limuzine și cum ai avut un pic... Ce ai crezut că italianul ăsta e ca tine? Nu ți-a dat. Băi... Ridică-te în picioare, e vremea să mori. Dă-te așa italiene, că vreau să-l împuși. La semnalul meu o să trageți trag, toți nu? În el. Trag. Ridică-te în picioare. Nu trage încă. Și stai cu fața la mine, stai cu fața la mine. Mergi mai în spate. Trage! Trage, ești pregătit să mori? Care tragi, mă? Trage, eu. Bă, ce-a făcut? Am văzut vocioară. Am căzut, gata, m-am dus. Am înțeles. Adică m-am dus gen cu parașuta. A sărit cu parașuta, mă? Da. Bă, la mine vine sfârșitul lumii ce-i afară. Râs, mă, râs, du-te acolo. Să vină pe aici, pun față cu parașuta, dacă poate. Am înțeles. Bă, unde e, mă? Sărit, om, mă. Bă, nu vă pă nimeni, mă. Cred că-l văd. Cred că-l văd. Unde? Unde, mă? Vezi să nu cazi, vezi să nu cazi. Mă, uite-l, l-am ia văzut. Ai. Trageți după el! Să deschide parașuta. Nu mai, eu nu mai-l văd. Nu mai trageți, că nu mai vedem. Mam. Eu zic mai bine să coborăm de aici, bebe. Să căutăm să-l omorâm. Înainte, băi, italiene, nu mă așteptam, mine. Nu mă așteptam la tine să mă ajut, italiene. Bă, mă văzusem deja pierdut, să știi. Până la urmă n-am... Tu nu ești fratele meu?
Am înțeles. Cum să fac eu din... Băi, Taline, îți mulțumesc foarte frumos. Fras mă pe bazez viață, pe nu? Tine oricând, Italiene, mă bazez pe tine. O să discutăm noi mai multe, dar nu e momentul acum. Hai să punem mâna pe șarpele ăsta. Hai să mergi să coborăm la mașini. Nu, să coborăm. Mamă, ce frig e pe aici. Cum aleargă, nu? Oh, dar ce greu e. Putem să luăm mașina asta de aici? Da, da. No, hai să vedem cum spurăm. Mamă, să iasă un pic. Sau nu vrei mai bine să ne dăm cu parașuta? Dar nu prea mai pe aici parașuta, las. Vreau să merg să-mi iau Mercedes. Mamă, ușor, cred ușor. Că... Băi, cred că viața nu vreau să mor, astăzi. Dacă fii pe aici, cred că... Ai avea o stare de-asta... Luați mașina asta și eu mi-am Mercedes. Puteți să veniți cu mine cu Mercedes. Nu. Atunci am mers cu Mercedes-ul. Să le repar. Hai, știți-vă. Să dai un pic mai încolo ca să... Gata. Oh. Oh, nu, nu pot nu, să nu, dau nu. Mai încolo dacă... Eu, stai că... Cum să o dau mai încolo? Hai că m-ai uitat pe aici. Mamă... Mașina mea. Spune-i lui Andrei că o să dau camera pe el. Să povestească că... Să povestească că se duce la poliție să dea totul în gât. Acum pun camera pe el. Băieți, eu am camera lui... Am o cameră pe Andrei montată, ia stați așa să văd ce face. Camera. Hai că sunt de curios ce fac băieții. Și după mă duc la poliție. Că... Era, m-a trădat șarpele ăla, ăla a vrut să mă omoare. De simțit-o. A venit unul! Suiți-vă, bă, suiți-vă. Hai. Am aflat de pe cameră. Ce-a zis? Ce-a zis? Se duce la poliție să dea informații despre mafia Turcubeu. Am înțeles. Se vede neapărat să ajungem acolo. Se vede neapărat să nu lăsăm să intre în poliție, dar e foarte aproape, chiar lângă secția. Poate îl prindem acolo în spate sau ceva. Mm-hmm. Dacă apucă să dea informații, o să... Să trebuiască să mă ascund o vreme, o să trebuiască să stau ascuns. O să am nevoie de tine, Italiene. Ce vrei să fac? Stai să vedem cum decurg treburile. Mă, faza care e că eu stau și vorbesc cu ei pe căscuță și acolo na, vorbim. Dar asta e. Probabil nu voi edita foarte, foarte multe din acest episod. Nu contează. Hai că acum trebuie să mergem până la poliție. Adică te-am înțeles cam pe acolo. Aoleu, cam greu, cam greu. Da, dai seama, să vii pe aici cu un scooter. Băi, dar ce om și ăsta, bă, cum? De fiecare dată l-am iertat, mă, și cum dă puțin de putere. Eu am vrut să zic, să nu-i dai atâta putere. Tu, pentru mine, ai fost greșit aici, bebe. Bă, de-aia uitare. N-am știut ce să fac. Am, nu mai am niciun bani, eu sunt sărac, sărac acum. Asta că o să facem înapoi, Italiene, toți banii. Dar eu ce tu, tu nu-ți imaginezi câți bani mi-a cheltuit. Da, da, cumpărăm limuzină, cumpărăm arme. Cumpărat arme la noi, plantat. Da, e foarte cheltuit. Flori, furat flori.
Și nici Larisa nu îmi cerea atâția bani. E, aia să mai rezolvă, na. E mai rău ca o femeie. Dar chiar unde e Larisa? Poate ne putem folosi de asta să-l găsim mai repede. Cred că e cu el. Am înțeles. Mi-au dus cu... E mort în cadă. Bă, dar faină, are faină, îți durăm. Cen și de alea, are, are. Ce mă, ce mă, ce mă, ce frumos, mă, ce deși ți-ai tras, bebe. Bă, parcă ar fi car, mă. Da, am primit niște bani cadou și mi-am cumpărat și eu niște mașini. Ar fi car, mă, dracu. Ești nebun? Eu pe aia n-am vorbit-o pe, pe căscuță, să zic așa. Și cred că nu m-a auzit nimeni, cred. Asta e. Călămului, dacă mă auzi, nu mai am citit gândul. Mamă, să și lasă când se duce. Nu e... Scuze, cam cât prind la oră total, adică n-am așa, știi? Strung. Aoleu. Ieși din ea. Ce fac, mă, zici că ești beat? Hai, bebe. Să ne ducem pe aici înapoi sau nu merge pe aici? Mergi pe aici, în stânga iau. Nu pe aici am căzut? Nu, nu. Mai în spate. În spate, mai în spate ai căzut. Drept înainte de-ai. Tropele vieți care ar fi ce dăm prima. Ciudate când primești mesaj atunci când vrei să filmezi. Te cam... Na. Să cam un pic, pic. Nu știu dacă se va auzi pe episod. Mai frate. Scuzați. Na, deci acum... Cred că aici o să mă ascund o perioadă. Dacă apucă să dea informații, mă întorc aici și aici o să stau cu voi, să știți. Dacă vrei, te aștept la mine acasă. Nu revine la noi? Să stia acolo. Vrei pe mine? Pe amândoi vă luăm. Îl primesc pe toți, că sunteți cam niște frați pentru mine. Eu vă apăr, eu sunt santenea la aia, știi? Înțeles, să mă îndreapt armă spre... Lasă-mă arma jos, băi, ăla. Nebunul. Lasă arma jos. Bun. Oprește-o prin mașină, că te să mă duc până la baie. Unde te duci? Acum te apucă și pe tine. Dacă acum mă duci și să fac. Hai, că te aștept aici. Așteaptă că mă duc până la restaurant. Bebe, trece acolo pe la restaurant, ok? Și să vii să mai iei. Ok, ok, la, la, okay. La restaurantul meu. Spune să nu plece de acolo, că dacă vine... Hai mai repede, dracu. Da-ți-l. Eu mă duc la restaurant acum, ești nebun? Hai repede, te rog, să mă bagi. Într-un minut mă bag în general. A plecat, uite-te, apasă că, apasă că să vezi dacă a plecat de acolo. Nu, nu a plecat, dar este unul. Eu sunt aici. Am murit, îmi băga mie. Ce-l trage în el, mă? Se văd de jurul nici nu are nicio treabă. Eu să-l pă la coie. Cine e ăla și ce? Am uitat Italia Radio. Ce? Nu, mă, dar unde sunteți? A plecat de acolo? Nu, a plecat? Nu știu, încă nu. Nu a plecat. Uite, poliția! Sunt în a waiting script. Mamă. Hai, George! Gata, poli, hai, cheamă, poți să pe George la... pune să vină, îi poți. Gata, George, poți să te duci. Alu, șeful, putem să mergem, nu? Ce timp? Bun, putem să plecăm încolo. Hai, italien, să mergem. Gata, hai, George! Hai că... hai, ne trimiteți acolo. Hai că plecăm cu totul pe George. Hai că m-am închis aici.
Mergeai de parcă mergeai pe bulevard, așa mergeai. Hai bebe, du-te mai în față, te rog. Bă, ce mașină e asta, măi, a ta? Da, mi-am cumpărat-o acum 2 săptămâni, vin mai în față. Băi, nigger. Ole, pe ăla, bă. Mă, bă. No. Bun. Hai să ne dăm jos din mașina. Mi-le pe undeva pe aici, că n-am. Mai mergem și noi, ioi. Bună ziua, domnule. Am venit să te informat. Aulei. Despre Bebe Moise și mafia Curcubeu. Că ajuns. Domnule, am informații tot. Unde se ascund? Unde pun informații? Cu ce mașini bebe, merg? Bebe. Și de-astea. Nu înțeles, vine și pe lui. Deci, o să vă dau informații. O să vă aduc mâine sau în seara asta cu sunt ajutor, ajutor. Și de-astea, înțelegeți? Lași-mă, prostule. Hai că ne auzim și o să vin în seara asta maxim mâine cu serveta cu informații. La revedere. Bebe Moise, bebe. Du-te, 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 du-te. Andrei e clar să băi, duci. Bebe. Băi, Mateo, pleacă de aici că îți dau bani pe server, frate. Bă, sunt Mateo. Da, ok, 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 ești, vreau dar... Poți să vin? Suie-te în mașină și tu, hai dacă ai loc aici. Italine, hai la tine cu asta. Hai, vină după mine. De ce nu ai oprit microfonul pe Discord? Taci, mă! De asta nu iau toți copiii la roleplay, că sunteți prea proști și vorbiți okay, out of character. Ok, ok. Iată, ok. Gata, taci. Că nu-ți au gura. Mă, unde știu ce e italian? Nu știu. Să-l urmărim. Vă zic că ne urmărește unul. Nu prea place fața lui. Dacă mai vine mult după noi, s-a dus. Unde vor să plecăm? De unde vrea să plecăm? Nu, nu, nu mai văd pe nimeni acum. Am înțeles. Ne-am dus. Hai, bebe. Da, mai ești în minte aici? Prima dată când ne-am întâlnit cu toți aici și după aia tu ai plecat, am cumpărat-o eu casa asta. Hai să nu trăiesc o surpriză de la ăștia. Să stau puțin afară aici pe... Nu trebuie să facem... Trebuie să facem un post să intru. Dar trebuie să facem un plan. Vă intrați cu toți. Să nu mă trăiesc unul de la el că... Trebuie să facem un plan. Cu șarpele ăsta, să punem mâna pe el. Trebuie să anunțăm toți oamenii ce urmează să se întâmple. Pentru că nu aș vrea ca Andrei să îi mintă sau să ia cumva sub... puterea lui să zic așa mai mulți oameni. Să ne trezi că suntem atacați de proprii oameni și care au fost mințiți de Andrei. Hai să-ți arăt ceva, dacă ne atacă sunt bine. Hai mă, am gata. Multe chestii. Hai mai repede să-ți arăt. Mamă. Tot merem, tot venim, tot. Aici, baby. Mă, după unde suntem aici, mă? Frumos locați oricum. Ești pregătit să vezi aici, bebe? Da, da. O, mă. Păi rămâneți afară, restul, stați aici. Am. Nu pe aici. Ia, vină, coace, bebe. Ha? Bă, ce scoarme astea, mă, italiene. Le-am strâns și le-am și furat. Am înțeles. Bine, băieți, dacă v-a plăcut acest episod, vă invit pe serverul Manta Promânia, să nu uitați de butonul de like, subscribe. V-am lăsat. Ceau. Ia, vină-mi coace.